Hei, bine v-am regăsit! S-ar putea să vă deranjez și astăzi cu tema abordată, însă asta este. Îmi asum rolul de instigator și de provocator la schimbare, de mentalități mai ales. Și totul pleacă de la un coment care suna cam așa: primul copil și cel mai greu de satisfăcut în viața unei femei este soțul sau iubitul, puneți cum vrei. Cum vreți. Repet, primul copil și cel mai greu de satisfăcut este soțul slash iubitul. Asta este o mentalitate pe care am întâlnit-o destul de des. Este o mentalitate îngrozitor de păguboasă. O mentalitate care duce, cred că în 10 din 10 cazuri, la infidelitate. Da? Drept urmare, ar fi bine să renunțați la porcăria asta și să vă căutați parteneri, nu copii. Să vă asumați rolul de parteneră, nu de măsa. Pentru că în momentul în care îți asumi rolul de măsa și pe el îl transformi într-un copil, da? El nu te va dori. Nu te va dori. Și atunci tu vei fi măsa și vei suferi de o să te caci pe tine, pentru că el o să se uite la oricare altă femeie din jur. Mai puțin la tine. Dar este despre tine, pentru că tu ți-ai asumat rolul de măsa și tu i-ai băgat lui Suzeta în gură. Da? Cam despre asta este vorba. Drept urmare, ar fi bine să încetați să vă priviți bărbații ca pe niște copii care nu se pot descurca singuri, pentru că îi castrați făcând chestia asta. Ar fi bine să încercați să vă uitați la voi și să vedeți ce înseamnă feminitate pentru voi, dacă există feminitate pentru voi sau este doar maternitate, pentru că sunt două lucruri total diferite. Să vă uitați să vedeți ce doriți să faceți, să creșteți copii sau să aveți parteneriat de cuplu, pentru că iar sunt două lucruri total diferite. Așa că încercați să vă uitați mai întâi la voi, încercați să vedeți de unde aveți gândirile astea și mentalitățile astea și apoi încercați să dați vina pe altul sau să vă plângeți de faptul că un bărbat este un copil. Nu! Un bărbat este un bărbat, da? Faptul că tu îi asumi rolul de copil și îl castrezi prin absolut toate gesturile pe care le faci și îl pempărești de dimineață până seară, este treaba ta, nu este treaba lui. Însă, și repet, însă, dacă faci chestia asta și dacă adopți genul ăsta de comportament care pleacă dintr-o mentalitate profund distorsionată, anulându-l pe ăla ca individ, da? Deci tu practic îi anulezi toată masculinitatea lui și îi pui Pampers. Exact asta faci cu chestia asta. Să nu te mire că el își va căuta femininul în altă parte. Să nu te mire că te va înșela cu oricine iese în calea lui. Fix asta se întâmplă. Asta vrei? Perfect!